Iubiți frați într-o Hristos, slăvit să fie Domnul. Amin. Nu puteam lipsi de la bucuria dumneavoastră, pentru că este o bucurie mare aceasta în care, prin jertfa dumneavoastră, ați reușit ca să înălțați un nou lucraș pentru slava lui Dumnezeu. Cinste dumneavoastră. Dar să vă spun câteva cuvinte și scripturistice, în care ne pregătim puțin, la Sfântul Evanghelist în Luca, în capitolul 18, versetul 8. Mântuitorul Iisus Hristos spune acolo întrebare: oare când va veni Fiul Omului, va găsi credință? Nu ne va întreba atunci de biserici, nu ne va întreba atunci de confesiuni, nu ne va întreba atunci de predicator, nu ne va întreba atunci de averile noastre, ne va întreba: aveți credință? Vedeți, este o jertfă și aceasta și vine vremea în care omul trebuie să-și mărturisească credința. Și această credință este cea care ne mântuie. Fără credință nu există mântuire. De aceea, de acum înainte, să puneți la sufletul dumneavoastră lucrarea pentru câștigarea credinței. Aveți un lucraș frumos. Încercați să vă mărturisiți credința pe mai departe. Credința, să știți că este ca o jertfă a omului, care prin acel pop de grământe poate să răstoarne și să mută munții. Sigur, noi nu ne jucăm cu mutarea munților, nu ne jucăm cu alte lucruri, dar avem nevoie de această credință pentru mântuirea noastră. Întreg capitolul 11 din Evanghelia Sfântului Apostol Pavel către Evrei ne arată ce înseamnă credință. Această credință este mântuitoare. Și vedem că totdeauna Domnul Iisus Hristos a întrebat: ai credință? Crezi în lucrul acesta? Și dacă omul a putut să răspundă cred, s-a mântuit sau și-a împlinit dorința sa. Așa avem și noi nevoie de o astfel de credință. Mi-aduc aminte că am citit o întâmplare și această temă, o întâmplare scurtă în care putem verifica credința noastră. Un copil și-a întrebat tatălui: tată, eu, cum pot să aflu dacă am pe Iisus în mine? Pentru că teorie spune toți, practic. Cum pot eu să mă mărturisesc că Iisus este în mine? Și atunci tatăl i-a spus copilului: dragul meu, ai fost în gară? Da. Ai văzut acolo, în fiecare gară, niște mecanici de locomotive care cu un ciocan, cu un băț lung în coadă lungă, un ciocan, bat în roțile vagonului. Și ascultă rezonanța care iese din acea bătaie și merg mai departe. Dacă n-ar fi rezonanța bună, imediat s-ar opri ca să nu pună în pericol pe toți cei care circulă cu el. Atunci, zice, așa trebuie să facem și noi. Să batem în pieptul nostru și să întrebăm: Iisus, ești aici? Și dacă Iisus ne-a răspunde că sunt aici, înseamnă că avem. Cum putem să știm că avem acolo? Prin jertfă, prin dragoste, prin răspunsul nostru la toate ispitele vieții acesteia, să le trecem cu bine. Pentru că nu întâmplător Domnul Iisus Hristos la judecata lui Dumnezeu va întreba: flământ am fost, însetat am fost, bolnav am fost, în temnițe, străin și călător și nu m-ați primit. Este jertfa noastră pentru el și atunci putem spune că este aici Iisus. Când noi ne jertfim pentru semenul nostru, atunci avem acolo. Nu uitați Luca 18, versetul 8. Acesta va căuta Iisus, aceasta va căuta Iisus când va veni, dacă mai avem credință. Dumnezeu să vă bucure și să vă puteți bucura pe mai departe și să fie plină totdeauna, să lăsați totul la o parte pentru rugăciune, pentru că unde sunt doi sau trei, va fi și Iisus în mijloc. Slavă lui Dumnezeu! Amin! Amin.
Thank you.